Armando? Da. Tu ai făcut sarmal leon? Da. Chiar eu le-am făcut. Să vedem acum dacă e bun. Du-te-le. Bravo. Da. Ia auzi. Wow. Bună. Bună. Cu Colindu? Intrați. Mamă, ce frumos ați făcut, Bradu. Când boierii nu s-a casă. Ai bani la tine? Să știu dacă se merită. Ia că merită, la ce frumos ai cântat. Să-ți vedem outfit-ul. Papucii sunt de... De excepțion. Papucii sunt un pic cam mai, un pic cam mai. Uite și Brăduțe aici. Ce face, mă? Deci așa am pregătit dormitorul, am pus așternuturi de Merry Christmas, spiritul Crăciunului, tot ce trebuie. Tata, vine în coasă, să nu intre în tine. Tata, nu se dezvăca asta, dacă e de lumea, de noi, tata. Așa, Bradu a fost făcut greu, știi foarte bine cât de mare a fost greu. Să steluță n-avem? Steluța am așteptat să veniți voi, pentru că vreau să pună un membru tânăr al familiei noastre, respectiv Mihai, să pună el steluța. Încet, păpușa! L-ai pus exact pe mijloc? Bravo, băi! Ia că se suie și ea cu tine, dă-te jos! Hai să continuăm! Mesa în plasul, făcut de moi. Așa. This is my design. Da? Cu farfurii, cu tacâmuri, cu... Ăsta, aperitivul l-a făcut Oana. Ok. Excelent. Sarmalele, Doamne ajută. Avem carne la garniță. Cartofi la cuptor. Ce e garnița? Nu știu, așa se numește, e bună. Garnița este... Carne prăjită? Carne prăjită, tată, că aia e. Carne prăjită la putinei. La putinei, la... Garniță, mă, n-am auzit în viața mea de garniță, mă. Garniță! Garniță, mă, e o carne în untură, nu știu cum, pusă pe aia o prăjești și... Voi ați auzit, mă, de garniță? Am mai pus niște beculețe pe aici, așa, un pic și... Da, te-au atât. E, într-adevăr, ceva deosebit. Numai faptul că le-ai pus acolo, că le-ai aruncat acolo, și e mare lucru. Ceva abstract, dacă îmi dai voie să spun. Ah, ok. Și aici totul le-ai pus? Asta e pe balustradele astea? Da. Hai să ieși și pe balcon. Așa, frumos. Acesta este celebrul bulevard Maghet. Hotel Intercontinental. Și acum intrăm înapoi în casă pentru că mi-am înghețat tălpile. Este ajunul Crăciunului și suntem o familie. Cam atât, mai multe n-ar fi de spus acum. Uite, bă, Mihai, că am văzut că ai fost așa atent cu Maria, ia caută cu scump acolo. Ia chiar, ia, hai să vedem cadourile. Ceva. Ține, bă, uite, frică. Ce-i ăsta, Mihai? Cel mai nou! Ultimul, nu? Ăla cu OLED. Bă, mie nu mi-ați luat și mie Alexa asta, și eu cu cine îți vorbesc acasă. Păi nu vorbești cu noi, nu ne suntem. Ce faci? Du-te-și cu părpa Dudi și mulțumește. Nu e Dudi, ce păi moșu. Păi Dudi a vorbit cu moșu. A acum, fost vrăjeala acolo cu moșu. Facem o excepție, că în mod normal cadourile se găsesc după cum bine știți dimineața, în ziua de 25. Ne-am gândit să deschidem cadourile astăzi. Moșul a fost vrednic al nostru. Pavo, iau să-ți dea Mihai cadou, uite ăla e Ali, uite ăla e cadou. Uite tata că ai primit cadou tău, de la Mihai, ia vezi, îți place ce e acolo? Ia uite. Ia uite tata. Vrei să te îmbraci în moș Crăciuniță? De-aștia ai? De-aștia de el? Ei, crezi că-i vin? Sunt monari. Dar merge. Ia! Maria e mare. Tu n-ai fost cu minte anul ăsta, mă, tu. Cine? Ai tata. Tata. Asta că chestia acolo. Handbag, make-up, ceva. Din astea, vezi? Ia, venit. Ia uite, de-astea de care îmi plac mie. Și ce ridicul ăsta, mulțumesc frumos. Cu drag. Gata. Ia una. Parfum.
Un parfum, ia să te dau cu parfumul ăsta. Da. Bere. Uite, Maria. Te dai cu parfumul ăsta. Mulțumesc frumos. Bă, o, 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 cum le șin tu, tata? Cum le șin tu? Ia, ia, ia. Arată-i cum le șin, hai. Hai. Vă rog să-mi dați cadou pentru doamna vizirul senior. Cine? A, senior. Să-l găsesc, ăsta e. De la noi, dragă. Sper să-ți placă. Să rămână. Wow! Stai că mi-l pun la gât. Îl țin așa. Da. Da. Îți place? Da. Să rămână. Să-l porți sănătos. Să rămână. Și ăsta e pentru tine, pentru casă, da? Le pentru tine personal, ăsta e pentru voi, pentru casă, de la noi. E o eșarfă, nu știam dacă îți place sau nu, dar sper să-ți placă. Mai ales că e neagră. E neagră, da. E da. Nouă și asta e. Deci, a nimerit-o moșul. Da, chiar m-a nimerit. Ce a nimerit-o? Măgaru? Auzi, avem și pentru tine, Lucian, un cadou și astea sunt tot pentru voi. Mimi, nu sunt astea. Pentru mine? Da. A, da. Asta e de la noi pentru tine. Ia să vedem ce am primit. Dar tu trebuie să și tu cadou să vezi dacă îți gând, dacă îți gând. Sunt 37. Aaa, cadou meu! Ce 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 ce? Hai vină cu aia să-ți păcă. Uite, o altă să se rupe ceva. This looks awesome. Moșul mi-a adus un ou de ciuc. Mare, mare. O să-i trag un pupic lui moș. Da. Le poți să dătoasă. Lovely. Moșule, vină încoace. Te pup. Cred că asta este al dumneavoastră, doamnă. Că tot v-ați îndreptat părul. Ce era? Bip, nu era. Da, mă, dar îmi place să fac Maria. Păi îți place? Iar mi-a luat de bogă, știi? Al doilea Crăciun când nu e aparat de făcut bucle. I-am făcut... Da, uite, mă, m-am fost acolo afur să-mi îndrept părul. Eu tot insist. Da, mă, bine. Tu te-ai îndreptat, eu m-am dus și m-am îngrețofut. De data asta mi... Mulțumesc. Așa, așa te vreau. Așa este, cum îi zice? Așa brunetă, a? Nu așa brunetă. Așa de tânără. Păi, o las pe măta să te bată. Asta ce e, aia care îți face? Îți face bucle singur, adică doar o pui? Da. Nu. Îți faci părul în ea da, și eu face bucle, da. Face bucle. Dar n-am... Acum, ia să te vedem, doamne. Da, vrei să mă vezi, da, să-mi vezi cadoul de Moș Crăciun? Exact. Da. Foarte frumos, mulțumesc. Ia, băga mâna în punga aia roșie. În asta? Da. Voce tare? Dacă vrei. Cum trebuie. Ai primit o White Christmas, o red, o roze. Fie el Crăciunul alb, verde, roșu sau roze, viața mea este doar Emma. Viața mea, doar Emma e. Crăciun fericit, puiul meu. Vine cu plâng. Nu de mult, fraților, așa cum probabil se întâmplă și în familiile voastre, era mai mult. Tocmai de asta? Nu mă, stați voi acolo, că ai să mai mișcă, să mai duc la bucătărie. Asta din poză, care a fost tatăl meu, astăzi nu poate să fie aici alături de noi, dar oriunde ar fi, îl iubesc. Ce ceva de vin de țară? Ziceam că n-am mai băut de foarte mult timp vin de țară. Este prima oară după 7-8 ani când beau vin de țară. Să rămână, mulțumesc! Doamne ajută! Acum urmează sarmalele, fraților. Ia, sarmale am făcut și anul trecut în Germania. Am mâncat sarmale, au fost foarte bune. Să vedem cum o să fie astea de astăzi. Dar până una alta, hai să vă arăt sarmalele. Te-ai încărcat ardei iute la sarmale? N-am mâncat niciodată ardei iute. Armando!
Tu ai făcut sarmalele? Da, chiar eu le-am făcut. Să vedem acum dacă e bun. Bravo, ia auzi. Hai să vedem. Arată foarte bine. Uite, îți dau și pâine. E bună. Pun în blender. Ce vrei, mă? Blender, da. Poftiți. Câte vreți, mă? 4. Ia, mă, că vă zic eu acum dacă-s bune sau nu. Dar să mai lași loc în burtică, că mama, că mai vine și cărnița. Și mie pâine. Ce vrei, Fanta, Maria? Nu, e ecă. Ce? Pâine vrea? Frige. Ufă, mama, ufă. Ufă. Uite, pâine, îți deschie mama pâine, uite. De unde știi tu, bă, să faci sarmale? Hă? Păi n-am făcut la fermă, nu a trebuit să fac 80 de sarmale. Mira. Îți dea Dumnezeu fermă, sănătate și... Da, te-am făcut, le-am făcut în timp record, în cât? Într-o oră le-am într-o făcut? Oră, da. Într-o oră. Într-o oră. Dar tu le-ai făcut tot de la ala, nu? Da, mă bucur că vă place. Bravo. Ai făcut bunica asta nu știe. Zi-mă cine l-a făcut. Așa e, normal așa e, dar la noi e un doamna așa tatia. Dar nu Kiki face. Cum ai așa? Doamna Tatiana, soacră-mă. Noi râdești, nu știu. Dar de ce râdești, măi? Nu? Nu știu de ce râdești. Râdești. Glumele noastre interne. Vă băgați voi peste glumele noastre. Good. E bun cozonacul? Salutări din cauza mea lui doamna Tatiana. Așa. Oameni buni, să aveți sărbători frumoase, să uitați de toate problemele, să vedeți partea pozitivă a lucrurilor. De ce te-ai supărat atât de bine? Că nu mai poți disom, bine la tata. Hai să vorbim cu oamenii de acasă, să le urăm. La mulți ani și sărbători fericite, Crăciun fericit tuturor. Ia vină în coace.